Un concert organizat în Barcelona, unde au participat 5.000 de oameni, le-a dat speranțe organizatorilor de evenimente din România și mai mult chiar primarului de la Cluj-Emil Boc. Acesta și-ar dori un astfel de eveniment și în România. Colega mea, Bianca Baraboi, vine cu informații suplimentare despre acest posibil experiment. Bianca, bună seara! Ce are în plan primarul Clujului? Bine v-am găsit! Primarul Clujului, Emil Boc, inspirat, iată, de ceea ce s-a întâmplat în Spania, le propune autorităților din București această idee. Mai precis, organizarea unui concert experiment chiar aici, la Cluj-Napoca. Este de notorietate faptul că primarul Clujului a încurajat mereu aceste festivaluri pentru că orașul a câștigat enorm. De la taximetriști, hotelieri, proprietari de restaurante și cafenele, până la artiști și toți cei implicați în această industrie. El consideră că acest experiment le-ar putea permite tuturor să tragă și niște concluzii. Mai mult, după modelul celor din Barcelona, în prețul biletului s-ar putea include și un test antigen, mai ales că din cei 5.000 de participanți la concertul din Spania, doar 8 dintre ei nu au fost lăsați să intre pentru că aveau coronavirus. Una peste alta, se așteaptă și raportul oficial în urma concertului pentru a vedea câți oameni s-au îmbolnăvit sau nu. Rămâne de văzut dacă autoritățile centrale vor da curs acestei idei și care va fi abordarea pentru realizarea acestui eveniment.